De unde venim? Cine suntem? Încotro mergem? Unde e leagănul ființii noastre naționale? Care-i numele cel adevărat între semințiile lumii? Ce ne ține oare pe acest pământ? Menirea noastră ca neam pe lume care-i? Sunt întrebări ce ne bat astăzi întâmple precum un dang de clopot, ca o bună vestire a trezirii noastre din somnul cel de moarte. Deschidem cărțile vestiților istorici, a celor străini, a învățaților noștri. Înviem memoria sângelui nostru, căutăm răspunsurile, pentru ca să nu ne asemănăm dobitoacelor celor necuvântătoare, vorba bătrânului Ureche. Printre traci, cei mai viteji sunt geții, menționa părintele istoriei, grecul Herodot. Traian, împăratul Romei, și-a câștigat faimă peste veacuri dând războaiele sale cu dacii. Seminția getodacilor, trăitoare pe versantele Carpaților, pe văile Dunării, Nistrului și până la Marea, cunoscuți cu 12 veacuri înainte de nașterea Mântuitorului, ei ne sunt strămoșii cei din tâi. Asupra lor s-a așezat stăpânirea romană după cucerirea Daciei de către Traian și din acea plămadă ne-am născut noi, cei de astăzi. Sunt 18 lungi veacuri de atunci. Hoarde peste hoarde s-au rostogolit peste aceste meleaguri. Celți, goți, huni, avari, cumani, tătari, turci și atâția alții. Cum de nu ne-au măcinat? Cum de nu ne-au înghițit de istov? Cum de am rămas și am dăinuit până astăzi? Carpații ne-au fost adăpost în vremuri de vitregie. Ei sunt leagănul ființii noastre naționale. Ne-am ținut legați cu îndârjire de pământ și limbă. Pământul l-am lucrat și în sudoarea frunții ne-am câștigat pâinea cea de toate zilele. Limba, după ce au pierdut-o strămoșii noștri, dacii odată pe-a lor, am învățat minte și ne-am ocrotit-o ca pe tot ce avem mai sfânt, ca pe însăși suflarea-ne. Limba noastră, cea română, cum o cântă marele poet al neamului Grigore Vieru, și cum o numea acum mai bine 300 de ani marele nostru învățat Miron Costin, zicea, ne numim moldoveni, dar când întreabă cineva de limbă, zice, știi românește, ca și cum ar întreba pe râmlinește, sis romanițe. Am dăinuit peste veacuri pentru că am știut să ne ferim din calea puhoaielor, să ne adunăm în noi înșine, să ne ocrotim la greu și la nevoie ființa. Dar ne-am priceput să le și înfruntăm, să dăm lupta cea mare, atunci când vremile au fost potrivite și prielnice. Zice Vasile Pârvan, atunci când erau la Marea Nanghie, strămoșii noștri se retrăgeau din istorie. Istoria și noi, noi și istorie, ce-am fost pe parcursul secolilor? Doar o materie primă? Un aluat de frământat pentru folosul altora? Căci numai cine ne-a jinduit la bunurile meleagului nostru la munca brațelor noastre? Care dintre imperiile vecine n-au rupt cu bucata din pământul nostru strămoșesc? Le-am îndurat pe toate, ne-am îndurat destinul, ne-am urmat destinul nădăjduind mereu la vremi mai bune, la împrejurări mai drepte. La începutul acestui al doilea mileniu, geniul neamului nostru, găsit de cuviință după marele invazii, să se încheje în obștii stătulețe, sate așezate ca niște salbe pe valea râurilor ce curgeau la apus și răsărit din inima Carpaților. Începea nașterea formațiunilor noastre statale, cu cnezi în frunte, cu juzi aleși la adunările satelor care se numeau atât de frumos oameni buni și bătrâni. Țara Moldovei, țara românească, ar fi apărut poate cu câteva secole mai devreme pe harta Europei, dacă nu se întâmpla la 1242
acea mare și pustiitoare navală tataro-mongolilor sub conducerea fiorosului Batu Han. Iar ne-am bejenit. Unde? În munți, în Carpați. Vreau să vă împărtășesc, dragi compatrioți, aici un adevăr. La navala tataro-mongolilor, nu toată populația romanizată de pe aceste locuri s-a refugiat în munți. În zona dintre Nistru și Prut, în inima codrilor seculari, au rămas pentru timp de aproape 100 de ani, conviețuind și rezistând invadatorilor tătari strămoșii noștri. Când descălica de la Maramureș Dragoș, apoi și Bogdan Voievod, și lua ființă țara Moldovei cu cetatea de scaun la Baia, Siret, Suceava, mai târziu la Iași, în codre trăiau înaintașii noștri, populație sedentară. Ei, care mai apoi se făcură cunoscuți în istoria Moldovei ca firi independente, cu o conștiință aparte, liberă, precum bascii în Spania, georgienii în Uniunea Sovietică, oltenii în țara românească. Lăpușnenii și orheienii, în repetate rânduri, porneau către domnie la Iași, fie să pună țara la cale, când se mulțeau răutățile întrânsa, fie să alunge pe domnii răi și să pune pe ai lor buni alții. Erau deci conștienți de dreptul lor, pentru că în vremi grele ei au fost aceia care au stătut locului, apărând vatra strămoșească, înfruntând primejdile cele mari. Dragi compatrioți, Marea Adunare Națională de astăzi este, aș zice, o dovadă, o mărturie a celei neînfrânte conștiințe de neam, a demnității umane și naționale, care, fie lăudat Domnul, n-au perit dintre noi nici până astăzi. Alexandru cel Bun, în cei 32 de ani de domnie, a pus bazele trainice ale statului moldovenesc. Cine dintre istoricii noștri a prezentat toată profunzimea și amploarea acestei epoci? I s-au acordat doar câteva rânduri în tratatele așa zise academice. Ștefan cel Mare și Sfânt, prin vitejia și înțelepciunea și geniul lui militar, a făcut să fie admirat de toată Europa, de întreaga creștinătate moldovenii, pentru biruințele lor asupra colosului turc. Ce au făcut istoricii de la Chișinău? L-au supranumit Ștefan cel al treilea, atât. O rușine nouă, vouă, dar și nouă rușine, pentru că v-am răbdat și vă mai răbdăm. Dar mărețul act de la 1859, când după secole de dezbinare și vrăjmășie a luat naștere statul național român, chezășia dăinuirii neamului, spiritualității și limbii noastre în veac. Moldova de la apus de Prut a intrat ca parte componentă temeinică și demnă a României moderne. Moldova de la răsărit de Prut, rebotezată de țari după anexarea ei la Imperiul Basarabia sau Besarabskaya Gubernia, în timpul revoluțiilor din secolul 20 s-a scuturat, a renăscut și ea devenind republică, întâi republică democratică, apoi sovietică. Deși oprimată, deși ultragiată conștiința din neam, conștiința noastră politică iarăși a rezistat și s-a impus. Dar în ce tipare de naturate și câte jertfi a plătit? Abia în acești ani din urmă, datorită proceselor de democratizare ce au loc în Uniunea Sovietică, și noi moldoveni am purces să ne durăm un stat cu adevărat al nostru, suveran, care să ne apere ființa națională împinsă la degradare totală, de regimul totalitar stalinist, de dezmățul brejnevisto-bodiulist. Începe puțin câte puțin să se limpezească ce au însemnat cu adevărat pentru noi moldoveni de la răsărit de Prut anul 1812, anii 1917 și 1918, anii 1939 și 1944, anii 1946-1947, anul 1949, anii 1964-1984. Ce ne mai ține așadar pe acest pământ? Noastră pe lume care-i? Răspunsurile le vom căuta cu împreună. Astăzi întrebările se nasc în fiecare zi cu zicile, cu sutele și toate ne bat ca limbi de clopot în tâmplele fervinți. Zicem și noi ca voinicul din poveste, ah, ce greu somn am dormit! Și ne răspunde geniul neamului nemuritoarei Maicii Moldova,
ați fi dormit, copiii mei, mult și bine, dar data a fost să vă mai trezesc o dată. Ne-am trezit, fraților și surorilor, din somnul cel de moarte. Bunul Dumnezeu, Providența, ne-au mai dăruit o șansă în zbaterea noastră pentru supraviețuire. Vom dura o Moldovă, o republică suverană, alături de alte republici surori, ori vom pieri cu totul în această lume apocaliptică de sfârșit de ieră. E ultima șansă. Au ști, vom să o folosim cu inima fierbinte și cu cugetul clar și cumpătat. Vă mulțumesc! Între timp, o idee fericită a lui Ion Druță de a transforma revista Glasul în organ al Marii Adunări Naționale.